Lunga perioadă de timp petrecută pe scena politică i-a dăunat grav președintelui social-democrat Ion Stan. Cea mai afectată i-a fost memoria, Ion Stan neamintindu-și fapte petrecute cu 2-3 luni în urmă. Este vorba despre o decizie adoptată de liderii USL Victor Ponta și Crin Antonescu în prima zi a lunii septembrie, potrivit căreia candidatura la primăria municipiului Târgoviște revine Partidului Conservator. Tot atunci s-a stabilit ca onoarea de a candida la funcția de președinte al Consiliului Județean să-i revină PSD-istului Adrian Țuțuianu. Se vede treaba că deputatul Stan reține din declarațiile șefilor doar ce-i convine, restul fiind speculații făcute de presa netrebnică. Noi am avut răbdare și am căutat prin arhiva televiziunii o declarație a domniei sale, care demonstrează că dreptatea este de partea noastră. În concluzie, nu noi suntem amnezici și proști. Discuțiile care au apărut în municipiu legate de candidatura PC-ului pentru funcția de primar al municipiului Târgoviște sunt simple speculații. Candidatura de la municipiu nu o cunoaștem. Ea revine Alianței de Centru-Dreapta Dâmbovița. Eu, președintele organizației județene, nu am primit nici scris, nici verbal vreo informație despre persoana sau partidul căruia i-ar reveni candidatura. Candidatura de la municipiu. Nu o cunoaștem. Ea revine Alianței de Centru-Dreapta Dâmbovița.